Salutare, oameni buni! Iată-ne la un nou vlog. Petrilaca de Mureș din nou. Am venit aici la domnul Moji. Este ciobanul nostru în Petrilaca de Mureș. Aici are stâna. Și acum s-a acolo sus de tot oile și miei. Și vreau să cumpăr un miel ca să îl tai și până vin oile aproape de stână să se poată prinde miei, cumpăr doi miei. Până atunci, uitați, mă minunez aici cu locurile astea frumoase, soarele a ieșit, a răsărit și cât e de frumos toată partea asta. Este ceva minunat, atâta de frumos este în natură, omul aici se simte acasă în natură, așa a fost creat, să ne simțim bine în natură, foarte frumos. Sper să nu trebuiască să aștept prea mult, trebuie să vină jos oile și o să cumpăr doi mei și o să merg acasă. Când i-am tăiat, atunci o să vi arăt, pentru că YouTube-ul nu îmi dă voie ca să arăt animale tăiate când îi tai. Ia uitați, oameni buni, ciobanul nostru face cașu. Am gustat, mi-a dat o bucată bună, am gustat. Atât de bun că nu se poate explica în cuvinte. Atât de delicios, așa căduț, cum este, hai, Doamne! Rădă-ti, tai tarme câmbă! Zice că e original, lapte original. N-are vaci, n-are capre, numai oi. Deci este ceva senzațional de bun. Aici, în împrejurim, dânsul face cel mai bun caș, cea mai bună urdă. Și acum aștept să se fiarbă jintița și o să-mi dea să mănânc un pic de jintiță. Uitați, vă arăt aici. Aici fierbe jintița, ai pus la fiert și când e gata, atunci o să mănânc un pic de jintiță. N-am mâncat de ani de zile, foarte mulți ani n-am mâncat. Și uitați, aici are caș deja uscat. Cât să spun la oameni că dați cașul, domnul Muji? 35 de lei kilo de caș, deci veniți la Petrilaca și căutați pe domnul Muji. Numărul 3. Numărul 3. Pot să vă filme și pe dumneavoastră, domnul Muji? Da. 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 Uitați, un cioban curat, serios și de bună treabă. Un cioban spală toate cârpele ce folosește să fie curate. E un om foarte curat. De mulți ani îl cunosc și totdeauna m-a servit, dar de asta vin la el, că e curat, e un om curat și un om foarte bun. Abia aștept să mănânc jintiță. Cum a... Explică ciobanul că a venit un lup și i-a distrus 13 oi. I-a omorât. Da. Deci... Spune că unul a luat și a fugit cu el și a fugit după el și l-a prins și l-a scos mielul din gura lupului. Asta e un cioban adevărat, care nu-și lasă pradă lupilor sau urșilor. Se vede, nu știu dacă se vede, uitați acolo, sunt oile, dar jur împrejur este gard electric, nu poate să intre acum ursul, dar câteodată oamenii zice că îi mai distruge gardul. Și atunci poate să intre lup sau urs. E destul de... Da, mai sunt și oameni răi.
din asta va fi urda și uitați ce frumos ia deasupra ce mai cade de la foc, știți, se mai ridică câte un câte o cenușă și cade înapoi și atunci scoate frumos. Am spus, așa cum am spus, este un om foarte curat. Din asta se face urda și juntița. Așa că acum o să gustăm juntiță. N-am mâncat de ani de zile juntiță și acum am ocazia că trebuie să aștept să vină jos oile miei și atunci mă folosesc de timpul ăsta. Ia uitați, oameni buni, mâncăm juntiță. E ceva fenomenal, sper să se vadă. Ceva fenomenal pentru că este lapte original de oaie, nu capră, nu vacă. De foarte mulți ani n-am mai mâncat așa ceva. Și acum ne-a servit ciobanul nostru. Este ceva foarte bun. Până la urmă am ajuns acasă și mielul e foarte blând. Nu pot să vă arăt atunci când îl tai, dar da. Când e pus pe masă, gata, tăiat, o să vi-l arăt. Da, ia uitați, oameni buni, am ajuns în bucătărie. Sigur că soția deja a tocat ceapa. Și uitați, așa obișnuiam să folosesc și capul, i-am scos ochii, spălat bine de sânge și uitați, aici are toate măruntaile, ficat, rinichi, inimă, aici are inimă și plămânii. Vedem cât e curat, ce curat sunt plămânii și ficatul. E un animal sănătos, cu puțină grăsime, nu mult, pentru că dar are puțină grăsime, nu-i chiar grăsus, dar nici slab nu-i. Deci o să facem astăzi o tocană din măruntaie și cu o spată din față. Cu o spată. O să facem o tocană mare, dar o să vă arăt într-un alt vlog. Așa că astăzi îmi iau rămas bun de la dumneavoastră. Aveți grijă de dumneavoastră până la următorul vlog, axați-vă pe lucruri frumoase, pe lucruri pozitive, pentru că viața este frumoasă și merită trăită.